Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Nu știm. Pe onoarea mea că nu știm. De asta l-am trimis pe Pataulea ca să se sesizeze miliția și să ne spună miliția ce ne-a pus nou acolo. Ce, Pataulea? Lasă, lasă, Pataulea. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Se spune despre cineva care se preface că nu știe nimic legat de o anumită faptă la care a participat. Adevărul însă iese întotdeauna la iveală, la fel cum nu se poate ascunde faptul că ai mâncat usturoi. În antichitate, când se întorceau de la amantele lor, soții egipteni infideli mestecau usturoi în drum spre casă, pentru a ascunde parfumul altor femei. Folosim probabil scuza că au ieșit cu băieții la o pastramă de berbecuți cu mușdei de usturoi. Usturoiul este leac când microbii îți dau târcoale, dar e și afrodisiac, mărind funcțiile sexuale. Dar despre asta îți voi spune la finalul acestui video, în care îți voi prezenta beneficiile usturoiului pentru imunitate, energie, vitalitate și cum te poate ajuta în caz de hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, diabet, ficat gras, boli inflamatorii, artrită sau cancer. Esențele tari stau în sticluțe mici. E și cazul usturoiului, care a fost utilizat cu succes de către Hipocrate, părintele medicinei, ca și o armă redutabilă într-o sumedenie de afecțiuni. Usturoiul a fost cultivat încă din cele mai vechi timpuri, de peste 5.000 de ani, în Mediterana, India, China și Egipt, pentru proprietățile terapeutice și nutriționale. A fost considerat un remediu universal, menționat în textul egiptean Codex Ebers, datat cu 1500 de ani înainte de Hristos și unde erau prezentate o gamă largă de proprietăți medicinale: antiseptic, bactericid, depurativ, diuretic, deparazitar, antipiretic, afrodisiac și hipotensiv. Istoricul grec Herodot a susținut că muncitorii care au construit piramidele primeau zilnic o rație de usturoi pentru a avea putere să îndeplinească sarcinile epuizante. Usturoiul era folosit și ca remediu pentru mușcăturile de șarpe, fiind considerată și o plantă sacră, demnă de a fi gravată în interiorul mormintelor, precum cel al lui Tutankhamon. Participanții la Jocurile Olimpice consumau usturoi pentru a-și crește performanța fizică, fiind probabil una dintre primele substanțe dopante care nici măcar nu avea nevoie de teste antidoping, din motive evidente. În medicina tradițională chineză, usturoiul era prescris pentru oboseală, dureri de cap, depresie, insomnie, afecțiuni respiratorii, digestive, diaree sau parazitoze. Se spune că Henry al IV-lea, rege al Franței, a fost botezat în apă cu usturoi. În Europa medievală, usturoiul a fost folosit în scop profilactic pentru dizenterie, febră tifoidă, holeră, ciumă, difterie, iar în timpul Marii Ciume din Marsilia din secolul al XVIII-lea, 4 hoți arestați pentru jaf au primit grațierea în schimbul dezvăluirii secretului imunității lor față de boală. O poțiune din usturoi. De-a lungul timpului, usturoiul a fost folosit și în ritualuri mistice, a fost atârnat de uși pentru a proteja de duhuri necurate, pentru a aferi femeile gravide și fecioarele de nimfele malefice, pentru a da curaj războinicilor și a oferi protecție față de vampiri. Civilizațiile umane, care s-au dezvoltat independent unele de altele, au ajuns la aceleași concluzii privind eficacitatea usturoiului în prevenirea și tratamentul bolilor. Iar știința modernă vine să confirme, timid și cu jumătate de gură, aceste credințe, prin studii mici și relativ puține. Asta probabil și din cauza faptului că studiile necesită finanțare, iar usturoiul, ca și orice alt remediu natural, nu poate fi brevetat. Pentru că și acest proiect educațional are nevoie de susținere, dacă simți că aceste informații gratuite te ajută să ai o viață mai bună, îți poți arăta aprecierea printr-un like și nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu următoarele materiale care te pot ajuta să-ți iei sănătatea în propriile mâini. În timpurile moderne, usturoiul a fost numit penicilina rusească, antibiotic natural sau viagra vegetală. Este parte din familia crinului, liliacee, fiind înrudiți cu ceapa, prazul, arpagicul și eșalota, ceapa aia mică, franțuzească. Este dens nutritiv, ceea ce înseamnă că oferă mulți nutrienți și puține calorii. Mangan, vitamina B6, zinc, sulf, fier, vitamina C, potasiu, calciu, magneziu, seleniu, toate acestea contribuind la întărirea imunității și fortifierea organismului. Și, mai presus de toate, alicina este responsabilă de puterile antimicrobiene ale usturoiului, protejându-ne de împotriva infecțiilor virale, bacteriene sau parazitozelor intestinale. Alicina este unul dintre compușii cu sulf care dau mirosul și gustul înțepător și se formează atunci când un cățel de usturoi este tocat, zdrobit sau mestecat.
Poate lupta inclusiv cu tulpinele de Escherichia coli, care provoacă infecțiile tractului urinar. Este benefic și pentru înțepături de insecte sau afecțiuni ale pielii, în formă crudă fiind mult mai eficient. Ajută la prevenirea acnei, herpesului, psoriazisului, erupțiilor și veziculelor. Protejează împotriva radiațiilor UV și previne îmbătrânirea. Usturoiul este bogat în polifenol și flavonoide, un adevărat cocktail de antioxidanți ce reduc stresul oxidativ, inflamația, durerile și riscul bolilor cronice, precum cele de inimă, diabet, artrită, Alzheimer, demență și toate acestea cresc longevitatea. Este o soluție eficientă antioboseală, oferind rezistență și recuperare mult mai rapidă după efort. Dacă ai ficatul gras, trebuie să mănânci? Mai rar, adică să faci post intermitent și să renunți la zahăr, dar să mănânci și usturoi. Într-un studiu dublu orb randomizat efectuat pe 90 de pacienți cu steatoză hepatică, adică ficat gras, jumătate au primit 1600 de mg de usturoi, iar ceilalți placebo, timp de 12 săptămâni. La finalul studiului, steatoza, enzimele hepatice, TGP, TGO, GGT, dar și colesterolul au scăzut semnificativ la cei care au primit usturoi, comparativ cu cei din grupul de control. Într-un alt studiu similar s-a demonstrat și scăderea proteinei C reactive și a tensiunii arteriale la pacienții cu ficat gras ce au consumat usturoi timp de 15 săptămâni. Usturoiul, prin compuși bioactivi de seleniu și sulf, ajută la reducerea nivelului de metale grele prin stimularea proceselor de detoxifiere la nivelul ficatului, unde de asemenea stimulează și producerea de glutation, un antioxidant foarte puternic. Astfel, persoanele care lucrează în medii toxice ar trebui să consume usturoi mai des. Usturoiul reduce inflamația intestinală și ajută la echilibrarea microbiomului. Previne oxidarea LDL, reduce expresia genelor responsabile de formarea celulelor adipoase. Crește termogeneza, determinând arderea mai multor grăsimi și îi ajută pe cei cu diabet să-și amelioreze nivelul zahărului din sânge. De asemenea, ajută și la îmbunătățirea profilului lipidic și la pacienții cu insuficiență renală aflați sub dializă. Are efect anticoagulant, subțiază sângele și scade riscul de tromboză. O meta-analiză din 2019 a arătat că usturoiul poate reduce hipertensiunea arterială în mod similar cu medicația antihipertensivă de primă linie, ceea ce poate scădea cu până la 40% riscul accidentelor cardiovasculare. De asemenea, scade rigiditatea arterială și presiunea pulsului, adică face arterele mult mai flexibile și îmbunătățește flora microbiană. Autorii acestui studiu concluzionează că extractul de usturoi este tolerabil cu profil de siguranță ridicat și poate fi folosit fie ca tratament antihipertensiv de sine stătător, fie ca tratament adjuvant, cu multiple beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Ca și cardiolog, aș fi vrut să învăț despre aceste remedii naturale în facultate sau rezidențiat, dar sub pretextul că nu există suficiente studii, nu sunt trecute în protocoalele oficiale. Oare cum de există studii mari despre substanțe sintetice care apar an de an, dar oamenii de știință nu sunt interesați să facă studii pe plantele cunoscute de mii de ani de către toate culturile și civilizațiile? Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii părerea ta! Într-un studiu clinic dublu orb randomizat, controlat placebo, efectuat pe 70 de femei cu poliartrită reumatoidă, din care jumătate au consumat câte un gram de usturoi pe zi, iar restul placebo, timp de 8 săptămâni, s-a demonstrat că cele care au consumat usturoi au avut mai puține dureri, mai puțină oboseală, nivele mai mici ale proteinei C reactive și o ameliorare a calității vieții, în comparație cu cele din grupul de control. Într-un alt studiu similar, efectuat pe 80 de femei supraponderale sau obeze, suferind de osteoartrită și aflate în postmenopauză, s-a demonstrat de asemenea reducerea durerii și a markerilor inflamatori după 12 săptămâni de terapie cu usturoi. Usturoiul conține și disulfură de dialil, o substanță cu efect protectiv împotriva osteoporozei cauzate de deficitul de estrogen. Ținând cont de numeroasele sale proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de protecția ADN-ului, unele componente ale usturoiului ar putea avea și rol în prevenția și terapia cancerului. Însă, bineînțeles că există puține date publicate în acest sens, ca de altfel pentru orice remediu și substanță naturală ce nu poate fi brevetată. Usturoiul este bun și în prevenția răcelilor. Wow! Ca și cum nu era suficient să-i credem pe bătrâni, s-au făcut și studii în acest sens. 120 de subiecți sănătoși au fost recrutați pentru un studiu randomizat, dublu orb, controlat placebo.
O parte au consumat 2,5 grame de usturoi zilnic, iar ceilalți placebo, timp de 90 de zile, de la începutul sezonului gripal. Chiar dacă numărul de îmbolnăviri a fost oarecum similar în cele două grupuri, la cei care au consumat usturoi, sistemul imunitar a funcționat mult mai bine. Celulele imunitare s-au înmulțit mai repede, boala a fost mai ușoară și a durat mai puține zile decât la cei din grupul de control. Usturoiul subțiază sângele și este foarte eficient în prevenirea trombozelor. Însă, persoanele care au suferit intervenții chirurgicale sau cei care iau medicamente anticoagulante ar trebui să fie mai precaute, deoarece crește riscul de sângerare. Asta înseamnă că e eficient. Și celor care suferă de arsuri la stomac, li se recomandă moderația, la fel și în cazul gravidelor sau a mamelor care alăptează. Încă din trecut se știe că usturoiul crește libidoul, potența și fertilitatea, iar câteva studii au demonstrat că îmbunătățește nivelul de testosteron, spermatogeneza și structura testiculară. Poate de aceea, în vechime, se spune că le era interzis adolescenților și văduvelor pentru a nu li se aprinde prea tare poftele. În schimb, tinerii căsătoriți își puneau căței de usturoi în butoniere pentru a avea o lună de miere fericită. Apropo, denumirea de lună de miere provine de la faptul că tinerii căsătoriți primeau o băutură din miere fermentată, care ajută de asemenea la creșterea fertilității. Atât de entuziasmat am fost când am lucrat la acest material, încât trebuie să recunosc că m-a luat valul și timp de câteva zile am mâncat prea mult usturoi și mi-am cam deranjat stomacul, încălcându-mi propriul principiu după care mă ghidez în viață, moderația și echilibrul. Dar corpul mi-a transmis semnalele și mi-am reamintit lecția. Nimic nu este bun sau rău în sine, contează cantitatea, calitatea, frecvența și contextul. Astfel de remedii pe care le prezint în acest proiect educațional, realizat și cu sprijinul lui Cosmin de la Coolgraphy, funcționează mai bine atunci când se acționează pe mai multe planuri, în echilibru și cu moderație, și nu sunt la fel de eficiente în cazul celor care nu fac schimbări fundamentale asupra stilului de viață. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist pasionat de prevenție, adept al principiului hipocratic prima dată să nu faci rău și te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video.